Lumea e foarte rea în satul ăsta Botin. Ca să te mușe de călcâi, te atâță, dar te atâță cam prost cu lumea. Lumea așa e în satul ăsta Botin. De ce? Ce are satul cu Botin cu noastră? E, ce nu are? Ca să te vadă la un rău e foarte ușor, dar să te vadă un bine e foarte greu. Pra lui? Tot așa, că dumneavoastră tot așa. Vă știe... Nu, nu. Că tot dumneavoastră v-ați provocat pe ginere să vină. Nu, nu, să ai curaj să meargă cu mine la biserică și ne jurăm amândouă. E Dumnezeu deasupra noastră și ne vede pe fiecare în parte. Ori către mine, ori către ea. Mama soacră asta ce să aibă cu dumneavoastră? Păi ce să aibă? N-am deranjat-o, nu m-am dus pe masă ei, n-am făcut nimic. Cum a intrat peste Dana? Nu știu, domnule, nimic. O, Dana, o știți? O știu, dar nu știu dacă... Ce fel de femeie e așa? Ea cam putut să trage în materiale. E o parașută. Dana asta? Dana, cine zice la Bulești? Uite, sunt în fața bisericii. Deci umblă cu toți... Da, unde știu, da. Umblă, pe ăla, că vorbește lumea, vorbea de rău se duce, da. Oameni din sat, cu oameni din sat aici, spuneți, că umblă bărbați. Ce, da? Însurați, neînsurați, nu contează. Cine zice? Hai, lăsați-mă. Păi, ce părere aveți așa, cum o... E cu minte și de eu. Dar nu prea să o pune pe urmă, acum. A mai umblat și cu altcineva pe aici? Ia, spuneți. Am înțeles. Cu alți bărbați. Trebuie să aibă dreptate și ciombea asta. Dă meserie. Ia. Dă meserie ea. Așa că... Să fie avut dreptate ciombea asta, ce zice? Că ea l-a chemat. Dar am vorbit cu ea, spunea că e o doamnă respectabilă, că n-a făcut, că totul e... Da, Măi, frățioare, chiar dacă se aude pentru mine egal cu zero. Știu că mă dați la televizor. Nu, mă înțelegeți? Aici, așa. Nu are cine să vă facă nimic, doamnă. Până nu faci foc, fum pe coș nu ies. Și eu am fost văduvă. Am rămas la 33 de ani. Și n-a zis unul să zică fă-i tâmpit-o sau fă-i proastă. Dacă nu arângești cu mine, nu se leagă nimeni de mine. Eu nu știu, eu pentru mine, cu băiatul ăla, și respectul, eu zic, pute, nu la mine. Eu sunt deja rivală cu el. Că trebuie să-mi ia, să trăiești, trebuia să-mi ia niște lemne și nu mi-a luat și eu m-am năcăjit pe el. Înțelegi? Și puteam să-l acuz. Da, dar văd că nu. Dumnezeu e sus. Ce să-i zic eu băiatul ăla dacă el trece pe drum? Exact ca dumneavoastră, și să rămână. Și zic și eu să trăiești, măicuță, bună, sau bună seara, sau eu știu cum o fi timpul. Da. Altceva nu știu. Da, a mai fost el acuzat de cineva pe aici, că a făcut? Nu. În schimb, spuneți că doamna Daniela are un CV. Nu știu, eu nu mă bag în treburile. Stă acum cu un băiat acolo, nu știți unde, stă cu un... Da, e la cuscră mea. Deci băiatul ăla, nora mea e frate cu bărbatul fetești. Poți să o țin pe ea să stai de vorbă cu ea, că ea poate știe mai bine. Vă spun eu adevărul care este. Uite, omul ăsta care iese acum din casă de la femeia asta unde l-am chemat și ați auzit că am întrebat de ea. Da. Vă spun sincer că nu aveți ce să faceți cu ea, o panaram de femeie. Vă spun așa pe scurt adevărul care adică e. Adică de ce? Deci umblă cu care îi place și cu care vii. Nu, e de unde știe? Asta și m-a urmărit ea? Ce fac eu cu viața mea asta care e? Nu. Din păcate să nu se mai bage pe viața mea și pe viitorul meu ce fac eu. Că l-ați provocat oarecum pe băiatul ăsta? Nu, n-am provocat cu nimic. Făcut focul, ce foc? Nu, n-am făcut niciun foc. Nu fac un sobă la figurată. Casă. Nu, am înțeles despre ce e în legătură cu relații. Nu, nu. Ați umblat? N-am umblat, nu, nu. De asta am... Nu. Ea să nu se mai bage pe viața mea, femeia asta, să-și vadă de bătrânețile ei. Și nu privește cu soarta mea ce fac, nu. V-ați certat vreodată cu ea? Cu cine? Cu asta? Nu. Ce are cu dumneavoastră? Că ea ca să facă rău e foarte ușor. Așa orice om poate să spune și să facă rău să bage bețe în roate. Orice om pe fața pământului, nu. Că vă știe toată lumea, că sunteți de meserie, ne-a spus. Da, de unde știe ea de meserie? A stat ea lângă mine, m-a păzit ea unde umblu și ce fac cu viața mea. Adică, dacă umblu la magazin, gata, înseamnă că e umblu cu toată lumea sa, care viața? Nu, Doamne ferici, nu. Nu, ea varianta ei să-și vadă de variantele ei, de bătrânețile ei. Nu de mine să împarte ea grijă. Ea să stea liniștită, să mă lase Dumnezeu în pace.
N-am eu treabă cu ea, n-am deranjat-o, n-am fost pe masa ei, n-am fost nimănui. Nu, deocamdată nu, nu. Era aproape aici și de mine, mutată și acum oamenii care au cumpărat casa aia, i-au obligat ca să plece de acolo. Deci nu, vă spun sincer, că n-a fost vinovat băiatul ăla. Ciumbe ăla. Ea a avut vorbă cu el, vă spun adevărul care e. Ce să mai... E recunoscut în sat că umblă de acolo? Da, da, vă spun sincer că este. Ea ne spune că e o doamnă, că da, nu... e o doamnă, ce fel de doamnă? De în poartă în poartă? Hai să vorbim serios. Alții o știe, alții nu o știe. Eu o știu mai bine. De ce? Ați avut chiar vreo... Nu, n-am avut nimic cu ea. N-am avut nimic cu ea și nici nu am nimic cu ea. Să vă spun și adevărul care e, că e cu nata lui Sorme. Deci o știți foarte bine. Nu știu. Îmi pare rău că nu pot să vă dau mai multe detalii de ea. Bărbați din sat aici, să fie ea sănătoasă, uite. Omul ăsta care l-am strigat, v-am spus. E cu el împreună. Cu vecinul ăsta de aici? Da. Cum îl cheamă? Vecinul ăsta, Viorel îl cheamă. Are soție, are ceva? Nu are nimica. Îl mănâncă și pe el de bani. A, nu știu, dar... Și ne-a spus că aveți noastră vreo legătură cu domnul ăsta? Nu. Păi așa ne-a spus. Nu. Dar ce știți despre Dana? Nu știu nimic. Mulțumim. Să-ți moară bărbatul să iei pe altcineva? Adică pe fratiso? Asta s-a întâmplat? Da. Să zică toată lumea din sat, adică care s-a avdus la ea, care s-a culcat cu ea, care... Eu n-am eu nici în cam, nici în clinică. N-am treabă. Când mă duceam la nevastă asta, că făceam treabă la ea, da. Dar nu cu el. Ați așa, doamne. Nu cu el. Nu, nevastă s-a mă chemat, nu, m-a chemat. Ați fost pe acolo, pe la el, pe-n curte, pe-n casă? Când era nevasta lui. Am înțeles. Fără să el, nu, când era el, nu era acasă el. Dar cred că de atunci s-a fi aprins lui. Habar n-am, nu știu că nu mi-a dat nici ocazie, adică să uite la mine sau să facă cu ochiul ceva, nu. Nu știu că eu n-am avut nici în cap, nici eu, mânică, adică să-i pleacă de mine niciodată, nu. Eu așa ceva, nu. Dar și de aici, din sat, au umblat mai mult bărbat? Sau... Așa că s-a auzit așa, dar n-am văzut-o. N-am văzut-o. Noi credeam că Ciumba e personajul negativ și că el s-a dus, dar văd că nu e chiar așa, nu stau lucrurile chiar așa. Să-l fi invitat doamna pe Ciumba? Nu știu. Am glumit, mă. Asta habar n-am. Eu de unde să știu ce a fost între ei, dacă a fost vreodată, dacă n-a fost vreodată. Dar știu pe el că el nu e obraznic. Adică, da, în privința mea, nu știu, am avut și o fete. De nu s-a legat de el. Nu s-a legat. Cu comparația cu fumul, o fi fost ceva pe acolo. Treaba lor. Dumneavoastră vorbiți cu doamna asta, cu Daniela? Da, cum? Dăm treabă cu fata. Adică știți și despre... cu el, dar cum să nu știm, cât să mete pe Facebook și pe toate alea. Adică nu, adică spuneați că e de meserie. Cunoașteți de cu ce se ocupă, doamna? Meserie. E o tinerețe asta care este. La lui? Tot așa, că dumneavoastră tot așa. Vă știe... Nu. Că tot dumneavoastră m-ați provocat pe ginere să vină. Nu, să aibă curaj să meargă cu mine la biserică și ne jurăm amândouă. E Dumnezeu deasupra noastră și ne vede pe fiecare în parte. Ori către mine, ori către ea. Mama soacră asta ce să aibă cu dumneavoastră? Pe ce să aibă? N-am deranjat-o, nu m-am dus pe masă ei, n-am făcut nimic. Ca să facă rău în lume, asta se intrica. Nu. V-am spus. Nu, exemplu cu focul ăla, că ați făcut foc în sobă, a văzut Ciumbea și a venit. Nu. Să pui de față cu mine, dacă are ceva în comun cu mine, că a zis că el vrea să se răzbune pe palmeu, nu pe mine. Până la urmă n-am deranjat, n-am fost peste el, n-am numărul lui de telefon sau el palmeu și asta e. Pe mine nu mă interesează. Asta că sunteți de meserie, ce-o fi vrut să spun? Că vezi, domne, că sunt, că zice că sunt vagabanta satului și nu sunt. Nu. Pe mine nu mă interesează de lume, ce spune și ce gândește. Nu. Nu, că lumea e foarte rea în satul ăsta Boteni. Ca să te mușe de călcâi, te atâță cam prost cu lumea. Lumea așa e în satul ăsta Boteni. De ce? Ce are satul cu Boteni cu noastră? E, ce nu are? Ca să te vadă la rău e foarte ușor, dar să te vadă un bine e foarte greu de intrigat. Am văzut că e rea, adică foarte mulți vorbesc urât despre noastră, n-am înțeles de ce. Pe mine nu mă interesează de lume, nu trăiesc cu lume, nu-mi dă masa nimănui la lume sau să trăiesc în curtea la ei pe masă. Nu, deocamdată pe mine nu mă interesează de lume, pe mine mă privește de viața mea.
până la urmă nu mă interesează pe mine de viața dânsa sau mă interesează de lumea ce spune. Nu, nu vreau. Nu. În concluzie, ce mesaj vreau atât să ne mai spuneți să aveți pentru satul ăsta, pentru locuitorii din Boteni? Ce au cu dumneavoastră și ce le transmiteți? Eu nu mă le transmit nimica decât atât să vadă Dumnezeu pe fiecare în parte la lume cu ce de cu aia o să dea Dumnezeu în viață și atâta tot. Să mă lăsă în pace, să nu mai mă mușe de picioare. Ce să mă retrag, n-am de ce, mie îmi place întotdeauna, am fost să fiu om foarte corect și îndemn. Cum gândesc alții că e treaba lor, nu mă interesează, că nu trăiesc cu lumea, că lumea nu-ți dă nimic în viață, că trebuie să te descurci cu picioarele tale pe pământ și asta este.